În recenta adresă trimisă de PDL Consiliului Județean se solicita încetarea mandatului ca urmare a faptului că Andrei Cornel a rămas fără sprijin politic. Prin urmare, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Județean, al doilea punct a vizat excluderea acestuia. Consilierii județeni au votat prin vot secret excluderea lui Cornel Andrei, însă cel vizat a vrut totuși să se asigure de securitatea votului, cerând presei locale să asiste la procedură. Aș vrea să luați măsuri de securizare a votului. În sala în care se votează să nu mai fie nimeni am putința prezent, iar mijloacele de calcul să fie închise în sala de votare și invit presa să urmărească procesul de votare și eventual le mulțumesc dacă se sizează un astfel de aspect de violare a secretului votului. Consilierul județean Cornel Andrei a candidat pe listele electorale din partea unei formațiuni politice și anume Mișcarea pentru Noul Giurgiu, alianță care s-a destrămat imediat după ce au avut loc alegerile. Astfel, exclus din partid, Cornel Andrei a fost înlăturat și de pe postul pe care îl ocupa în Consiliul Județean. Situația noastră nu e alianță politică, a fost alianță electorală care a durat pe perioada alegerilor. Și pentru că ați pierdut calitatea, potrivit statutul aleșilor locali, mandatul de consilier încetează drept înainte de drept. Asta e opinia mea și pentru care am și avizat. Consilierii județeni au votat pe rând în secret, 17 fiind pentru excluderea lui Cornel Andrei din Consiliu, 7 împotrivă, iar un vot a fost declarat nul.